Direcția de Sănătate Publică Alba a început de ieri controlele în unitățile comerciale pentru a verifica dacă și pe piața Alba Iuliană se comercializează băuturi alcoolice care conțin metanol. Acest gen de acțiuni sunt întreprinse la nivelul întregii țări după ce în Cehia 20 de persoane au murit, iar altele au ajuns la spital în urma consumului unor astfel de produse. Această campanie a fost inițiată la nivel național în urma notificărilor trimise de Ministerul Sănătății tuturor direcțiilor de sănătate publică în legătură cu prezența și comercializarea pe piața din Cehia a unor băuturi alcoolice de tip vodka și rom de proveniență necunoscută și care conțin metanol. Potrivit Ministerului Sănătății, dacă vor fi descoperite astfel de produse în magazinele românești, se vor face notificări pentru retragerea mărfurilor de la comercializare. Alcoolul contrafăcut a omorât 5 persoane și în Polonia. Cehia a interzis complet băuturile cu conținut alcoolic de peste 20%. Slovacia a oprit importul acestora, iar Rusia și-a avertizat oamenii să nu bea băuturi alcoolice produse în Cehia sau Polonia. Drept urmare, DSP Alba a demarat o amplă acțiune de control la unitățile de depozitare și desfacere din județ în vederea identificării și retragerii de la comercializare a acestor băuturi. Urmarea avertizării prin alertă rapidă a Ministerului Sănătății despre existența unor produse alcoolice care ar conține metanol, o substanță foarte dăunătoare, bineînțeles, omului. Serviciul de control din cadrul Direcției de Sănătate Publică a demarat control în depozite care au aceste băuturi, aceste produse, și controlul care s-a efectuat în prima zi fiind ieri, nu a constatat, nu au fost găsite băuturile spiritoase incriminate. Din punct de vedere chimic, metanolul este un alcool cu structura cea mai simplă, incolor, inflamabil, volatil, toxic în stare pură, având un miros asemănător alcoolului etilic, dar mai puțin intens. Cele mai frecvente utilizări sunt ca și solvent, carburant sau antigel. Intoxicația cu metanol se manifestă inițial prin senzație de rău, slăbiciune, dureri de cap, greață, după care apar tulburări ale aparatelor și sistemelor ca dureri abdominale, vărsături, greutate și respirație, amețel, confuzie și tulburări vizuale. La doze mari se produce pierderea conștiinței și deces. DSP Alba recomandă astfel populației să evite achiziționarea și consumul tuturor băuturilor care provin din surse neautorizate.